A, locul din față. A, m-au înconjurat. Dar stai că la deal e greu. Întâmplar. Schimbă-i viteza. Schimbă-i viteza. Ați nominalizat. Ați votat. Pe www.destinațianului.ro. Prin urmare, am strâns peste 21.000 de nominalizări de destinații din peste 150 din toată țara. Din acestea, doar 3 sunt destinațiile finaliste la categoria localități turistice. Haide să le vedem! Votat aceste 3 destinații. Prin urmare, haideți să le luăm la pas, să le descoperim, să le explorăm, să vedem ce are țara noastră mai frumos. Sunt Gianina Corondan, cred în România și haideți să alegem împreună cea mai frumoasă destinație din țară. Marginea drumului am ghiozdar în spate și vreau să văd de toate. Hai, hai, hui, pe marginea drumului n-am mai fost așa liber, mă simt aventurier. Suntem la Brezoi, perspectiva este minunată, avem și ghid care ne așteaptă, Cristi a comandat vreme bună, prin urmare, ne grăbim? Haideți să vedem! Salutări! Brezoi bun! Bună dimineața, bine așa... ai venit! Bine te-am Sunt găsit, așa, noi am venit cu toată trupa să cântăm aici la festivalul noi de blues. Noi ne bucurăm, ne bucurăm. Uite, văd aici că aveți însemnele specifice exact, festivalului. Exact, specifice festivalului care în ultimii ani a luat o amploare destul de mare și atrage foarte mulți turiști. Păi nu mai am răbdare, unde mergem? Păi hai să mergem, prima dată cu caiacele. A zice, avem o lumină perfectă. Să pornim. Încolo, încolo, nu. Încolo. Nord. Și să mergem. Gianina, Bogdan ne așteaptă. Bogdan, bine te-am găsit. Să ai grijă de el. Și cu cine mai mergem? Cu? Merge și caia cu voi. Merge caimac. Ca supervisor. Dacă se întâmplă ceva, el fuge primul. A, locul din față. Exact. Nu, prea mult. Așa. Pare că nu ar vrea caimac. Pare că nu ar vrea, dar vrea. Așa. Și eu cum stai fac? Relaxată pe spate. Stau. Și cum fac acum? Dai în stânga și el o ia în dreapta. Da, 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 da. Ăsta da. E principiul la caiac. Facem ture de caiace pe Olt și de biciclete pe Supodișor. Mergem aici pe bicicletă sus prin pădure, e un drum și ne scoate direct la cabană. Avem și o cabană de echitație montană, unde poți să vii să călărești liberă pe munți. E? Cai special dresați la Nedea Vâlceană, care au făcut chestia asta de mult. Au început cu un cal, cu doi, cu trei și acum au și treaba asta. Deci ce aventuri plăcut. Multiple în țara Loviște. Apoi la festival. Da, festivalul. Chiar mă gândeam că acest caiac va avea și muzică, pentru că aici la Brezoi muzica tronează. Da, am făcut anul trecut. Serios? A fost o seară de Electric Nights. Oh. Cu Alternosfera, Vița de Vie. Ia uzi. Și am făcut atunci eveniment. Floating Days, Electric Nights. Wow. Am venit cu caiacele, cu... Da? Da, și-am plimbat oamenii pe Olt.
Și muzica era în caiac? Puteam să punem și muzica în caiac. Adică instrumentiștii, nu? Cântau? Nu. Nu-și făceau clipuri mai... Participanții. Mai deosebite. Da. Vai, de-alea ce din anii 80, știi? Da. Cu pupătuc de după stuf, cu... Aici, dacă vezi tu, vine din dreapta calea ferată, ocolește pintenul ăsta de munte și pe urmă trebuie să ducă acolo, pe cubura Oltului. Și a fost primul pod gândit și construit în formă de arc pe structură metalică. Din Europa, asta e povestea cu el. Asta e primul pod, da? Asta e primul pod din e Europa. E și primul din Europa, e și primul pe care îl vedem noi acum. Da. Și primul pod pe care îl trec cu caiacul. Pe sub care, da. Și povestea numărul 2 este mitul cu nitul. Mitul cu nitul este că unul dintre niturile podului ar fi de aur. Trecem pe sub podul cu nitul de aur. Ia să-l căutăm. Cât vreți să rămânem în Brezoi? Avem timp. Bogdan, mulțumesc de așa călătorie. Gianina, cu mare drag. Caimac ne-a ghidat foarte bine. Ai văzut? Noroc cu el. Nitul de aur nu l-am găsit. L-ai găsit tu? Nitul de aur? Da, dar nu știu unde l-am pus. La Brezoi. Să mai stăm pe lângă tine. Unde mergem acum? Mergem să ne plimbăm cu bicicleta pe pista de biciclete. Îmi trebuie și asta? Nu, asta o lăsăm în dubă. Mă știe cineva să iau ăsta? M-au înconjurat! Cristi, ce mi-ai mai adus? Uite, ți-am făcut o surpriză, ți-am pregătit o bicicletă să faci o tură pe pista noastră, un ești pic mai jos. Ești sigur că eu știu să merg pe bicicletă sau convins, mă ține Bogdan? Ea este de la prietenii noștri, aha, Bogdan o să fie cu tine. Dar unde e Caimac? Nu vom și pe el, pe Caimac. Bicicletă? Okay, let it be known. I'm working home when I ain't on the phone. This ain't a home. Ia uite, și pe ape și pe uscat. Și pe apă și pe uscat, păi de-aia. De toate aici suntem la Brezoi. Suntem amfibii. Bogdan și ne-a adus și o gașcă întreagă. Ia uite aici cât avem. Păi este drumul acesta foarte frumos de-a lungul Lotrului. Merge până departe spre Păscoaia și o să se mai facă. Cred că o să ajungă până la Mălaia. Și avem așa, în dreapta... Văd vârful, Țurțudan. Țurțudan, da. Are un steag. Frumos. Da, acolo este amenajat traseul și tot ce trebuie. Într-o oră se ajunge sus. Și o privește atât de faină de acolo. Toată Valea Lotrului și Valea Oltului se vede minunat. Și a zis ceva de zmei? Sunt zmei pe aici? Pietrele zmeilor. Spunea Cristi de zmei. Ia zic Cristi. Sunt acolo, în spate, pe Valea Oltului. Deasupra Călineștiului. Da. Legenda spune că voi sunteți niște campioni, văd că v-ați îmbrăcat foarte bine. Liana e campioană la ciclism. Wow, Liana e campioană la ciclism și eu sunt în frunte. Păi ce facem, Gianina? Trebuie să ne apucăm și noi. Păi nu, dar noi suntem în fața lor. Suntem campioni. Suntem primii, ia uite, pe traseu. Măi, și dacă mă enervez, te depășesc și pe tine. Dar stai că la deal e greu. Așa e la deal. Dar merge. Schimbă-i viteza. Schimbă-i viteza. Nu, că intru cine știe. Vai de mine. Așeza foarte bine, Cristi. Da, am obosit. Adus ceva într-o limpezire a gândurilor. Chiar era nevoie. Să ne răcorim. Ne răcorim în pozit de muncă. Îmi dai voie? Te rog. Ai desfăcător, că lui uitase, da, vezi? Nu, eu sunt mereu pregătit. Cheese. Să trăiți. Bună ziua! Vreau să alem! Claudiu Vâlcu. Da. Gianina, da. Îmi pare bine. Aici avem o tâmplărie. Claudiu e tâmplar? Este meșter tâmplar al locului. Ne arăți înăuntru? Haideți! Unde ne-ai primit? Ce frumos! Deci, o grămadă de aparate strânse de Claudiu în timp. Da. Când ai început să lucrezi cu lemnul? Am o atracție din timpul școlii, de la traforaj, dacă țineți minte. Da, și eu am făcut traforaj. Veioze, lustre. Și te-a captivat. Da. Ți-a plăcut. După aia am terminat școala. Bine, n-am apucat să o termin, că deja progresam, lucram în continuu. Dar ai avut un mentor, un meșter care te-a învățat? Taică mi-i plăcea și eu l-am... Bine, mă certa, nu mă lăsa, că eu îi rupeam pânzele. Tot fel de mașinării, de... Ia uite, asta e rindea. Da.
Asta e rinda? Da, da. Ai, e rinda. Tata trage la rinda. E invers, invers. Invers. Deci invers, da. Cum se ține așa? A, așa, da, da. În prima oară trebuie probată fibra. A, dar faci așa razant, da. Tu un pic. Se ia de-a lungul. În momentul, da, când se înfige... Ia să-ți arăt eu. E cam așa, da, da, da. Hai că s-a după, dus... După loc e greu să pleca. Da. Aha. Da. E bine? Da, e ok, e ok. Un tâmplar, din strada Tâmplar... În Brezoi. Pe când tâmplărea întâmplării, a lovit din întâmplar, tâmplărea s-a întâmplat. Zi repede. Acum se finisează mai bine. Mulțumesc! Uite, e rotunjit. Bine că ați oprit-o când stica coada. Ce vrei să spui? Ce vrei să spui? Acum vedem un alt fel de meșter, o doamnă, doamna Dudău, care face I. I tradiționale, vechi, foarte vechi. Îmi place. Da, sunăm. Clink, clong. Plin, da, plin. Vedem dacă este acasă. Doamna Dudău, bună ziua, putem intra, aveți câini? Poftiți, poftiți. Am năvălit peste dumneavoastră, abia aștept să văd ce comori scoateți la ideal. Vă invit să vedeți ce meșteresc eu. Haideți, vreau să vă invit aici, în locul unde m-am născut eu. E îmbrăcată cu Catrința mea, de la grădiniță. Haideți, ați păstrat, da, de la grădiniță? Da. De asta am și îmbrăcat-o și de asta nici nu o scot. Cămășile, cămășile astea, da, le coaseți cum? Asta este, da, este cămașa mea. Știți cum croitorul n-are haine, cizmarul n-are ghete și am zis, hai să-mi fac și eu. Da, exact. Și cum și faceți modelul? E pe o pânză de casă, nu este niciun centimetru cusut cu mașina. Dar eu am văzut altceva aici, că faceți niște păpuși. Asta e părul, nu? Și pălărie? Da, da, ar fi... Și cum pregătit, o faceți? Cum am pregătit pentru marionetă, ar fi corpul, hăinuța, da, mânuțele, capul croșetat, două, trei fire de lânică drept păr, am croșetat o pălărioară și acum putem ansambla. Să le adunăm la oaltă. Gata, la asta mă pricep. Da, mai facem, bine. E foarte simplu. Întoarcem pe dos. E cerere mai mare de păpuși. Da, da, la marionete și eu am făcut povești. Deci astea strângem aici timp la gură, nu? Cum, da, ați făcut povești? Ce povești ați făcut? Păi am pornit cu păcală, poveștile românești. Capra cu trei iezi, ursul păcălit de vulpe, așa, pe cu marionete de genul ăsta, marionete de mână. Da. Da, mă rog, ziceam că are dantura un pic defectă. Nu și-a îndreptat dinții. Un bătrânel așa. Tot păi da, că vreau să fie o poveste cu un moș și o babă care avea o găină, un cocoș, da, știți? Păi, da, fata, da, babi, fata moșului, exact, din poveștile pe care le-am făcut. Așa mi-atrag copiii la târg, stau ore întregi lângă mine, povestim, discutăm până facem câte o jucăriucă și în momentul în care îi văd cu zâmbetul ăla pe față și cu satisfacția aia că au făcut ceva, că din mâna lor a ieșit ceva, asta e cea mai mare mulțumire pentru mine. Și pentru mine este foarte mare mulțumire. Chiar vă mulțumim că ne-ați primit aici pe toți și toți am băgat la cap câte ceva. Cristi, ce e asta, parc de distracții? Ce mai aveți la Brezoi? Este o păstrăvărie. O păstrăvărie cu diferite bazine pe mărimi. Putem vedea păstrăvul. Acolo avem un alt lac care unde se poate pescui. Suntem, da, din nou în mijlocul naturii. Pe aici vin și cei cu bluzul? Vin, bineînțeles, vin din toate părțile, pentru că ei seara se duc la muzică, ziua trebuie să se plimbe, să vadă ceva frumos și atunci o iau în stânga, în dreapta, încearcă să află, să merg pe trasee turistice. Vin la festival, vin cam pe traseul pe care am fost noi. E așa un fum în atmosferă. Păi ne așteaptă o mămăligă cu un păstor prăjit, nu că doar suntem la păstrăvărie. Eu văd aici mălai. Păi da, lăsați-mă să învârt eu. Poftim. Înainte de a vedea mălaiul, mă vezi pe mine. Păi da, hai de amândoi să lucrăm la o mămăligă. Gianina sunt. Și eu sunt Mircea cel bătrân.
Da? Dar da. Nu pare așa bătrân. Păi nu par, dar m-am, cum mă ligă m-am menținut. Ai serios? Serios. Păi asta e cam românească treaba asta. Toți suntem tineri aici datorită mămăligii. Aici suntem în țara Loviștei. Da, da. Aici e o chestie loviștenească. Așa, cam câte pachete punem ea, câtă apă facem, câți oaspeți avem? Câtă lume vine? Păi să turăm pe toți, nu-ți fă problema. A, păi avem acolo rezerve din toate tipurile de mălai. Sunt mai multe tipuri de mălai? Da. Ia, ăsta de care e? Ăsta e cel mai bun. Ce înseamnă cel mai bun? Dintre el și cine? Deci ăsta este un mălai care are mai puțin amidon și mai multă proteină. Ia să vedem. Toată chestia e să mâncăm mai multă proteină. Este extra. O proteină vegetală. Mălai este extra. Mălaie extra și are și o rețetă. Are așa rețeta, rețeta lui Ureche. Rețeta lui, da, Ureche. Dacă una... vrei o mămăligă bună și cu gust plăcut, nu da vina scrie pe făină și încearcă aici să mă asculți. Scrie mai mare. Ai grijă să nu te opărească. Mai avem 40 de minute și s-a terminat mămăliga sau? No, mai avem 5 minute, cam nu, așa. Deci acum suntem în faza în care mălaiul trebuie să se hidrateze. Uh-huh. Dacă el nu se hidratează bine, mai ales că aici avem multă proteină, el o să lucreze în stomacul nostru. Acum se hidratează bine, după ce se hidratează, dăm focul mai tare și începem să coacem. Uh-huh. După ce se coace bine, de-abia după aceea, o răsturnăm deci în oameni. Deci are niște etape. Și putem să o mâncăm chiar goală. Da, anumite tipuri de mălai sunt pentru prăjitura aia celebră? Sau merge și mălaiul ăsta? Merge și mălaiul ăsta, dar aceeași poveste. Trebuie bine hidratat. Opa, aproape bine. Care o vrea pe asta? Toată lumea, ce întrebare! Eu! La mine, la mine. Poftiți, domnul Pane. A, mi-a luat-o, mi-a suflat-o. Uite, ți-ți dau colțul. O, îmi place. Pentru că mi-ai dat acest colț și știu că de greu se renunță la un colț de mămăligă. Am și eu un cadou din partea, cred, în România. Pentru că știu... Da, aici după... scrie cum să facem mămăliga după... modern. Da, da, da. Un om care crede în România. Ce să mai? N-avem încotro. Și dacă nu credem, ce facem? Ce mi-ai făcut? Brezoi, îmi face părul vâlvoi, da. Joacă toate în cap. Caiac. Foarte intens. Stârci, delta de olt. Biciclete. Biciclete. Peisaje. Păstrăvi, peisaje, mămăligă. Dar câte și mai câte se da. Pot face aici? Am cusut? Exact. Am cusut, da. Trebuie da, să da, da, da. Păi nu, că s-a văzut. S-a deja văzut se poate spune pe față, că sunt meșteșugat. Până la jumătatea străzii, pe așa. E timpul să ne mai și odihnim, să ne recorim, dar că tu sigur mai ai vreo idee. Un foc de tabără, uite că tot se lasă seara. Da, dar nu? Mie îmi vin idei să cântăm, să mâncăm, a, chitară, să mai mâncăm. O chitară, a, bine, asta neapărat, păi da, cum se poate cânta fără să mănânci? Păi da, deci mai întâi cântăm sau mai întâi mâncăm? Tu ce și-am zici? Văzut ceva că pe aici, pe aproape. Spun eu ce ai văzut, papanaș cu dulceață, punem acum dulceață, de care vrem? Da, de care vrem. Ne pe papanaș și cântăm exact ca la cântăm. Festivalul de blues da. De la Brezoi. Exact. Tararirararara. Încolo sunt papanași. Acolo mergem. L-am păcălit. Sunt încolo. Haide, după tine. Da. Hai să mergem. Eu mă duc. Păi ce mănânci numai tu? Bine, mergem împreună. Hai, da. Nu ne despărțim. Nu. Până când voi pleca din Brezoi cu tine. Trebuie sau... să facem focul de tabăr. Avem așa, chibrite? Hai la focul de tabăr. Se lasă seara peste Brezoi. Eu mi-aduc aminte de festivalurile noi. Printre care este acesta la care tu participi, Adrian, de... De niște ani, da. A plecat ca o joacă, să zicem. Ca o venind joacă... de la el a fost chiar natural, fiind un vis nebun. Noi organizam concerte de ceva vreme la Râmnicu Vâlcea și căutam un spațiu potrivit. Așa. Unde să se întâmple ceva mai grandios decât concertele de club. Dar noi, eu îi ziceam festivalul de la Brezoi și tu mai corecta festivalurile. Festivalul de la Brezoi, pentru că a plecat ca un single festival de blues în 2017, a fost prima ediție.
festival. Ah, tricou cu festival. E Summer Camp. Summer Camp. E doar un festival. O serie de festivaluri. Și am făcut și de blues, și de folk, și de rock, mai mici pentru mai puțină lume, pentru că pandemia nu ne lăsa să organizăm evenimente grandioase. Era așa, cu și s-a născut ideea de Summer Camp, pe care am continuat-o în 2021. Am dus evenimentele la un nivel mai mare, pentru că ne-a fost permis acest lucru. Și iată că în 2022, pe lângă festivalul de blues consacrat, care a devenit festival internațional, unde așteptăm mii de turiști, inclusiv din străinătate, facem o serie lungă de evenimente. Publicul tot asociat cu ce se întâmplă la Brizoi, cu Woodstock cu românii, sunt inclusiv pe internet, erau hashtag-uri, Woodstock cu românii, haideți la Brizoi, se întâmplă vibe-ul ăla de Woodstock. Și s-a urcat aici pe scenă și a zis, ei, și cum e, vă place la Woodstock cu românii? Și lumea a ovaționat, da, da, ei bine, eu nu sunt de acord. Toată lumea a spus, iată, cum, adică noi eram... Aici nu este Woodstock-ul României, aici este Brizoiul lumii. Ah, ce bine. Mie personal mi s-a umplut inima, adică vă dați seama, AG să vină cu chestia asta. Sunt. Și dacă ar fi să mi se împlinească visul, în câțiva ani de zile aș deschide tabăra de artă pentru copii aici. Ah, ce-mi place ideea! Eu cred că copiii au nevoie de... Nu să le arătăm cum să cânte, ce să cânte, ci doar să-i îndrumăm, să se desculțe, să simtă pământul pe care calcă, pentru că are o energie specială, să nu se mai uită peste ocean, să redee ce au ei în suflet și să reînceapă să cânte în jurul focului. Să mai bem un ceai, să mai cântăm. Am și o trompetă unde am pus-o. Aici! Ia, încearcă. Invers. Invers. Cum v-am spus, fiecare destinație este câștigătoare, pentru că voi ați votat acolo. Chiar dacă juriul a făcut o mică diferență, noi considerăm că fiecare merită să fie vizitată de toți românii și să fie urmărită. Pe Prima TV veți vedea fiecare ediție dedicată acestor localități. În fiecare sâmbătă, după amiaza, aventurile noastre din fiecare orășel. Sunt Gianina Corondan și cred în România! Marginea drumului, am gheozdarul în spate și vreau să văd de toate. Hai, hai, hui, pe marginea drumului, n-am mai fost așa liber, mă simt aventurii.